Robert, cum ai descoperit baletul și de ce este nevoie pentru a te menține la înălțime în această meserie? Salut! Baletul e o poveste foarte mișto, că baletul m-a descoperit pe mine într-un fel. Am început, ideea inițială, fiind în clasa a întâia sau a doua, undeva 7-8 ani, au venit un grup de extra-școlar care făceau pian, făceau dansuri, făceau folclor, făceau... Și inițial am vrut să merg să iau cursuri de pian. Cursuri de pian la care am ajuns, a fost o mini-audiție și au zis că aș putea să încerc și balet pentru dezvoltarea urechii muzicale, pentru grație, pentru mișcare, pentru și mă va ajuta și la pian. Și am zis, de ce nu? Am mers mai departe, am început primul curs de balet, după care am uitat de pian și am rămas la balet. Ce este? Nevoie este de timp, în primul rând, pentru că îți ocupă foarte mult timp și dacă nu ești pregătit să îți acorzi majoritatea timpului pe care ai într-o zi baletului, atunci probabil nu ești făcut pentru balet. Iar pasiune, care fără pasiune nu poți face nimic, chiar dacă mergi și, nu știu, citești o carte, dacă nu o citești cu pasiune, la sfârșitul cărții s-ar putea să realizezi că, de fapt, n-ai înțeles despre ce este cartea. Rin-sama. Hai. Era șaimase? Legată cu șaimase. Bare o dono yoni shiri, konoshigoto de takae reberu wa iji suru ni wa nani ga hitsuyo desu ka? まずバレエを知ったのは、クラスに4人に1人はバレエを習ってる子がいて、でお母さんもバレエを習わしたかったみたいなんですけど、私は男の子っぽかったのでサッカーとか野球がしたくて、で嫌だって言ってました。でも、アイドルが流行りだして歌って踊りたいって言ったら、お母さんがじゃあまずバレエは踊りの基礎だから行ってみたらって言われて、あと衣装が着たかったのでそれで習い始めました。で高い維持をレベルを維持するに必要なものは強い心だと思います。ありがとう。ロベルト、cât timp ocupă baletul în viața personală? Mai rămâne timp și pentru alte pasiuni? Baletul în viața personală ocupă cam tot tipul. Rămâne timp dacă vrei. Dacă vrei să faci și altceva, atunci nu depinde decât de tine să îți planifici timpul și să îți dedici poate o oră, două, trei din timp unei alte pasiuni. Bare wa anata no seikatsu ni dore kurai jikan ga kakarimasu ka? Hoka no shumi no jikan wa arimasu ka? 一日中やっぱバレエに時間は取られてるなとは思うけど、朝からやっぱ晩までバレエをして、演目、自分が踊る演目にもよるけど、主役を踊らない時はまだ趣味の時間があるから、最近はウクレレを弾いたり絵を描いたりしてます。ce înseamnă Crăciunul pentru tine? Crăciunul este sărbătoarea mea preferată, deoarece realizezi cât de repede trece timpul. Pentru că de fiecare dată Crăciunul îl petreci în familie și te vezi cu rude, te vezi cu prieteni care poate nu-i vezi tot timpul și realizezi că nu i-ai mai văzut de un an de zile. Rin-sama, anata ni totte Christmas to wa nani desu ka? 日本では家族と過ごすっていうよりは恋人と過ごすことが多いから、イルミネーションが綺麗だったりで、で家族で過ごすよりはみんなで楽しく過ごすってことが多いです。あと私にとってはピザとお寿司とケーキを一緒に食べれる日だから最高です。 Cum sărbătorești Crăciunul anul acesta și ce-ți dorești de la 2020? Crăciunul acesta
sărbătoresc în familie. Este prilejul de a te întâlni din nou cu rudele, cu oamenii pe care îi iubești și probabil este momentul acela în care Moș Crăciun vine, cu toții ne așezăm lângă brad, ne dăm cadouri unui celuilalt și zicem, e de la Moș Crăciun. Pentru 2020, sănătate, că fără sănătate ai impresia că nu poți merge mai departe. Și atunci restul le câștigi, le găsești, le... dar sănătatea, dacă nu ai, te chinui să le faci pe celelalte. Kotoshi no Christmas wa dono yoni iwaimasu ka? Niju nen ni nani o nozomimasu ka? Kotoshi mo Christmas wa Bucharesto ni iru node, tabun kare to kare no kazoku to sugosu to omoimasu. De 2020 年はとりあえずみんなが健康で自分も健康で家族と友達と彼と彼の家族友達もみんな楽しくハッピーに過ごしたらもう十分です。ありがとうございます。お mulțumim tare mult și vă dorim sărbători fericite. Mulțumim frumos, sărbători fericite.